Astăzi am avut ședința de îndată a CJA Vita. Am convocat această ședință pentru că a fost nevoie să luăm niște decizii în privința pandemiei care vine și spre județul Harghita și trebuie să prevenim, trebuie să ne pregătim și trebuie să avem acele măsuri prin care putem să intervenim în caz de nevoie. Astăzi, în cadrul ședinței care am ținut online și mulțumesc serviciului de telecomunicații speciale care ne-a pus la dispoziție acest sistem, aproape toți consilierii județeni au fost prezenți, nu știu, unul sau doi au lipsit din 31 și mă bucură faptul că și acum am luat toate deciziile în unanimitate. Numai la o hotărâre a fost două abțineri al Partidului Civic Maghiar, dar în rest 8 proiecte de hotărâri au fost votate în unanimitate. Astăzi am modificat bugetul și încercăm să venim în ajutorul sistemului de sănătate, așadar încercăm să ajutăm Spitalul Județean, celelalte spitale, Direcția de Sănătate Publică, medicii de familie și dentiștii. Așadar, aparatul de testare PCR al DSP Harghita s-a stricat, costă 30.000 de euro și noi ne-am eforit să plătim valoarea care n-am reușit până acum să strângem din donații. Așadar, mulțumim domnului Curcu Arpat, care este director general la, și proprietar la Perla Harghitei. Consumați apă minerală Perla Harghitei, da, fac reclamă, pentru că ne-a sponsorizat pentru acest aparat cu 10.000 de euro. Și tot mulțumesc domnului Mitulici, care conduce compania Mineral Quantum, tot din Miercurea Ciuc. Și pentru dânsul fac reclame, încât consumați Spring, apă minerală Spring. Așadar, am reușit să colectăm pentru acest aparat 13.000 de euro și suma de 17.000 astăzi am votat din bugetul CJ, deci vom cumpăra aparatul. Așadar, cei de la Direcția Sănătate Publică, vă rog, începând de astăzi, haideți să facem demersul cât mai repede să putem achiziționa împreună. Totodată, pentru 140 de medici de familie și 40 de stomatologi care țin urgențe în această perioadă în județ, am alocat o sumă de 300.000 de lei. Sumă importantă și eu cred că echipamentul și materialele care vor fi cumpărate din acești bani vor ajuta să aveți o activitate, să puteți oferi servicii în siguranță, pentru că noi bazăm în județul Harghita pe medicii de familie și trebuie să fie protejați acești oameni minunați care ne ajută și în aceste momente grele. Am alocat și sume pentru Harghita Business Center, ADEI Harghita Business Center, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care ajută la consiliere al oamenilor de afaceri, mici și mijlocii, deci pentru mici întreprinzători, în această perioadă gratuit. Totodată am alocat sume și pentru ADEI Harghita, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, care ajută pe toți cei care sunt în sistemul Horeca să-și poate pregăti pentru relansarea activității, fac cursuri e-learning, fac ajută la promoții, pregătirea promoțiilor pentru după iunie, după iulie, ca să își poate să reîncepe activitatea toți și cred că noi, împreună cu produsele noastre locale pe, cu care ne mândrim și cu aceste pensiuni în locații speciale, în locuri speciale, foarte, deci cu locuri sănătoase, vor fi căutați de către turiști începând de vară. Așadar, și acest lucru ajutăm prin această cotizație și totodată acest ADI
este cel care ne ajută ca să fim, ca să ajutăm pe acei oameni care vin din Ungaria înapoi spre județ, pentru că, cum știți, Ungaria este o țară galbenă, așadar de acolo se poate veni individual. Dar foarte mulți vin numai până la graniță, este și tren de la Budapesta și de acolo trec frontiera pe jos și ne-am oferit să organizăm împreună cu o societate care deține mai multe microbuze, transportul lor, atât de la Borș până la județul Arghita, cât și cei care merg înapoi de la județul Arghita la Borș. Cei care sunt interesați vă atrag atenția că trebuie să întocmiți acest formular, pentru că nu vrem să ajutăm pe acei oameni care vin din altă țară, ci vrem cumva să avem și informații în privința locației de unde veniți. Ne trebuie și profilul Facebook ca să putem vedea că ce ați făcut în ultima perioadă și ne trebuie și niște date în privința locației și ce tip de activitate ați desfășurat acolo și un număr de telefon ca să putem suna pe cineva. Și totodată ne trebuie și un număr de telefon al unei persoane de contact din județul Harghita și aș dori să vă spun că costul acestui transport este de 1.080 de lei pentru 6 persoane, dar așa ne-am consiliat, așa ne-am înțeles că dacă se transporte numai oameni dintr-o familie sau care au locuit împreună sau au călătorit împreună, așadar această sumă poate să fie nu numai împărțit la 6, ci împărțit la 3 sau 2 sau la 4. Și eu, prin această cale, aș dori să mulțumesc primarilor din județul Arghita, care s-au oferit și ne-am aliniat să ajutăm pe acei oameni care eventual nu dispun de acești bani și putem demonstra că trebuie să fie ajutați, așadar și acest lucru funcționează de 2 zile și sperăm că va fi pentru acei oameni care, într-adevăr, trebuie să vină acasă, pentru că întotdeauna noi am zis cei care sunt în străinătate să rămână acolo, sunt mai siguranță și ei și noi suntem dacă nu vin acasă. Deci dacă nu mai neapărat trebuie să vină acasă. Totodată am aprobat și o hotărâre prin care am încercat să ajutăm. Deci noi ne mândrim de acei oameni care fac lucruri excepționale. Și de aceea, prin hotărârea de azi, prin care nu acesta, numai puțin, echipament de protecție, da, cu distincții. Deci avem un program prin care cu distincții încercăm să diseminăm și să arătăm lucrurile pozitive din județul Harghita pe acei oameni care prin eforturile depuse poate să fie model acel om sau poate să urmăm activitatea depusă. De aceea, astăzi am decis că această hotărâre, care inițial prevedea o comisie mai mare de 10-15 oameni, să nu mai trebuie să fie convocat, ci prin decizia președintelui vom lua decizii și așteptăm de la dumneavoastră propuneri în acest sens,
Având în vedere că prin acest program vom putea onora activitatea depusă a oamenilor cu mare responsabilitate, a oamenilor care ne sunt ca și un fel de eroi, un premiu în valoare de între 100 de lei și 1000 de lei, cât și diploma și plachetul care este anexat. Deci așadar, vă rog frumos că la adresa de mail al CJ, vedeți aici, info@județuhaghita.ro, printr-o pagină A4 să ne trimiteți un mail, cam atâtea să fie conținutul prin care să ne propuneți om pentru a fi premiat. Așteptăm și după aceea le vom anunța și prin mass media și prin pagina CJ Haghita despre tot ce se face în cadrul acestui program de premiere. Totodată, astăzi am luat și o decizie de a susține eforturile jandarmeriei și poliției ca, conform legii 333, să ajutăm acele localități, acele comune unde paza comunală încă nu este funcțională și să întărim paza comunală. Asta înseamnă că oamenii voluntari să participe la monitorizarea situației în domeniul ordinii publice din localitate, să fie martor la nevoie pentru poliție, jandarmerie și să atenționeze prin 112 într-un caz nefericit dacă cineva încalcă legea. Pentru că știm foarte bine că vin acasă și acei oameni care acum au trăit din stradă, au trăit din fapte ilegale în străinătate și s-ar putea să-și încerce să continue activitatea la fel acasă. Am alocat câte 25.000 de lei pentru comune mai mici și pentru comune mai mari 50.000 a fost alocat astăzi. Un alt subiect pe care am discutat astăzi în cadrul ședinței a fost hotărârea prin care am luat o hotărâre de principiu prin care solicităm din partea Ministerului Sănătății să modifice Ordinul 414 din 2020 privind testarea. După cum știți, în județul Haghita avem capacități mari de testare față de situația pe care avem momentan. Oamenii sunt foarte îngrijorați și aici și de aceea noi am propus că acum metodologia nu lasă să fie testați oamenii carantinați, oamenii autoizolați. Dar astăzi zilnic avem capacitate de testare de 120 de persoane și testăm zilnic 7, 8, 9, 10 oameni. Cel mai mult a fost 23 când s-a ivit cazul de la Atit cu un infectat. De aceea noi am propus încât ne-am propus să inițiem o petiție la care vă îndemnăm să ne alăturați. Va fi pe site-ul CJ Haghita o petiție care va avea două obiective. Unu, cei carantinați la sfârșitul carantinării să fie testați, plus după 40 ore încă o dată. Deci asta este propunerea specialiștilor, că așa putem fi foarte siguri că cine a venit din afară nu a fost purtător, nu mai are acest virus eventual dacă a adus acasă și tot pentru autoizolați. Și noi propunem ca numai în acele județe să fie acest lucru posibil, unde încă nu este prea mare
numărul oamenilor care trebuie să fie testați sau așadar cei simptomatici. Așadar, noi la aceste, despre aceste lucruri am vorbit în cadrul acestei ședințe. Vă rog să ne se alăturați la această petiție. Eu cred că este beneficiul oamenilor din județul Harghita. Suntem oameni responsabili, încercăm să conlucrăm și mulțumesc domnului prefect cu care am găsit soluție și la transportul oamenilor de la aeroport acasă, de la graniță acasă, dar și în alte cazuri am conlucrat foarte bine și mulțumesc activitatea celorlalte instituții a Guvernului județului Harghita pentru că colaborăm strâns, luăm decizii sau cel puțin unde și CJ are atribuții, acolo ne consultăm și eu cred că toate deciziile luate astăzi în cadrul Consiliului Județean Harghita sunt în beneficiul locuitorilor. Ne vom relua activitatea la CJ marți, 14 aprilie, când vom vota și alte proiecte de hotărâri. Dacă aveți orice propuneri, orice sugestii, sunt aici numerele noastre de telefon, adresa de mail, vă așteptăm să fim atenți la unul la celălalt, să ținem foarte exact regulile impuse în această perioadă, să rămânem acasă și de flori pentru ortodoxi, pentru catolici, pentru Paște. Vă urez toate cele bune. La revedere!